Bine ați revenit pe canalul meu, sunt Elena de la beautypysunshine.com și am revenit cu un clip nou. Trebuie să fac două unboxuri cu produsele Revival. Nu am reușit, din păcate, și astăzi mi-am propus să fac 2-in-1. Două cutii să fie o cutie și de fapt sunt deja folosite de 200 sau chiar de 3. Așa. Sunt produsele care mi-au plăcut foarte mult. Am cam întârziat pentru că nu știu ce a fost cu transportul, nu știu ce. În fine, am fost la OP6 București și ne-am primit. Am fost cu factură, buletin și din fericire. Nu am plătit nicio taxă, nu s-a cerut nicio taxă. Primul curent avea în jur de 50 și ceva de dolari, 58 curent. Și al doilea în jur de 28 de dolari. Nu știu să vă zic dacă este transportul inclus sau nu. Primul colet am dat în jur de 1 dolar și ceva pe transport, pentru că un produs din acel colet a fost foarte scump, în jur de 33 până între 5 de dolari, ceva de genul. Și al doilea colet, doar ce am avut mai, ceva mai greu, am avut aproape 6 dolari transport. Așa, să începem cu primul colet, să zic așa. Și primul produs care m-a impresionat foarte mult, dar un pic m-a dezamăgit de la început, pentru că primul produs este pensulica aceasta pentru fond de ten, pentru aplicarea fondului de ten de la Telium Plus și este 950 ceva multipropos. Adică se zice că merge pentru fond de ten, aplicarea fondului de ten, pentru concealer, pentru blush, pentru contouring, de ce nu? Problema era de ce m-a dezamăgit din prima clipă. De fapt, nu că m-a dezamăgit, dar m-a șocată că pe pagina de pe Iver nu se înțelege poza, cât de mare e această pensulă. Și am avut un mic șoc când am văzut atât de mică, dar am repede am și încercat-o și mi-a plăcut de mie, m-am îndrăgostit de această pensulă. Sunt absolut uimită cum aplică fondul de ten, concealerul, blush-ul și contourul. Deci superbă! Am dat în jur de 11 și ceva dolari, aproximativ până în 12 dolari. Și n-am mai rezistat și am mai comandat ieri încă o pensulă, doar pensula, pentru că nici nu mi-a ajuns alți bani. Am avut o promoție, de fapt este încă promoția până la sfârșitul lunii, adică până pe 31 ianuarie. Dacă scrieți în căsuță promo gen, adică promo ianuarie, o să mai aveți o reducere de 5 dolari. Deci, calculați, 11 dolari, 11 și ceva, nu mai știu, minus 5 dolari și minus rewards sau minus loiale de credit, aveți un, la fiecare comandă aveți un procent din comandă înapoi, ceva de genul, da? S-a schimbat un pic acum și nu vă pot explica. Așa, deci, pielea sunt foarte moi, se blendește foarte bine fondul de ten, sunt absolut uimită. Recomand, o să vă las link-ul în căsuța cu descriere, dacă vă doriți și voi această pensulă, dacă deja o aveți, îmi spuneți și voi părerea voastră, dacă vă place sau nu. Următorul produs care l-am așteptat cu sufletul la gură și s-a făcut tam-tam peste tot este Time Revolution de la Misha. Este un serum Night Repair și este un produs corean. În ultima perioadă eu ador produsele coreene. Și acest produs care ziceam că m-a costat până 35 de dolari, 33 și jumătate, ceva de genul, și astăzi am văzut că era la 30 de dolari, deci mult mai ieftin. Minus 5 dolari dacă aplicam reducerea de ianuarie. Și dacă cumpărați acest produs, minus 5 dolari reducere și am înțeles că pe Global Mail, adică transport prin Global Mail, aveți transportul gratuit. Deci e super mișto. Și arată așa produsul.
este foarte lăudat și comparat cu serumul de la Estée Lauder, doar că acela este mult mai scump și are 30 ml, acesta de la Misha are 50 ml. Ia deja 2 zile l-am folosit, astăzi dimineața a fost și a 3-a zi, deci este un serum pentru noapte, eu l-am folosit și dimineața, înainte de machiaj. Sunt absolut uimită de cum arată tenul meu în 3 zile. Deci arată super. O să revin cu un review, numai decât pentru că cum să nu să scape fără review acest produs minunat. Are pompiță, are pipeta asta care e super mișto, nu e pompiță, e pipetă și pur și simplu ador. O să vă las link-ul în descriere dacă vreți să vă faceți comanda de pe iHerb și gratuit și mai ieftin și minus 5 dolari, să profitați. Următorul produs tot este un produs corean, un BB de la Holika Holika, care deja l-am desfăcut pentru că erau prietenile mele curioase să vadă cum arată acest BB. Să vă arăt că mai am unul, de fapt, data trecută mi l-a comandat și după 2-3 utilizări mi-a plăcut și mai am mai pus încă unul în coș și e în jur de 5,5 dolari. Are SPF 30. Este hidratant, cică, dar n-aș spune că ar merge pentru tenul uscat, ci mai degrabă pentru tenul normal sau mixt. Și îmi place foarte mult. Se adaptează culoarea tenului. Pot să fac și un swatch, de ce nu, dacă se vede. Când pun pe mână, mi se pare că este foarte întunecată nuanța, dar nu. Încercăm și cu lenzul la minune, care se mega blenduiește și arată super natural pe ten, super miștonici. Ce am vrut să zic, după ce folosesc această pensulă, arată foarte natural pe ten și am impresia că are o acoperire mai mare și nu folosesc atât de mult produs fond de ten BB Cream față de dacă aș folosi o pensulă normală de fund de ten sau un brățel Beauty Blender. Bine, nu cel original, că nu am cel original, dar am în groază celelalte tipuri de Beauty Blender care sunt destul de bune, care îmi plac foarte mult și uitați ce minune. Da. Nu știu dacă ar fi ok pentru tenul gras, pentru tenul normal mixt, cu siguranță. Cred că și pentru tenul uscat, de ce nu? Și ultimul produs din această comandă este renumitul ulei de arbor de ceai Tea Tree, care este antiseptic. O să vă las link-ul în căsuța cu descrieri și ce puteți face cu ulei de arbor de ceai, pentru că nu-mi lisește niciodată în casă. Am cel puțin o sticluță cu ulei de arbor de ceai. Ba chiar am și comandat pentru o prietenă de-a mea, în comanda următoare care vă arăt acum. Așa, din comandă trebuia să fie 3 sticluțe, o sticluță din prima comandă și două din a doua, din care o sticluță deja a plecat la prietena mea. Așa, miroase oribil din prima, vă zic, nu o să vă placă, am impresia că mă turină, nu știu ce, dar eu deja m-am deprins pentru că beneficiile sunt multiple. Ador ulei de arbor de ceai. Orice femeie, orice familie trebuie să aibă ulei ăsta în casă. Așa. Următorul produs din a doua comandă de pe iHerb este ulei de semințe de mecieș. Spre surprinderea mea, marca aceasta Life Flow este și în România, prin Secom. Doar că acest ulei de măcieș, pe cutie scrie că este din Bulgaria. Da, ar putea fi și din România. De ce nu? Pentru că românii au măcieș, nu? Așa. Deoarece e aproape pe sfârșit uleiul de măcieș, care conține în mod natural retinol, adică vitamina A, mai are și vitamina E suplimentar. Și ce mai are? Și e pe sfârșit, foarte puțin mai am și eram panicată că mi se termină uleiul de măcieș, care îmi place foarte mult, nu mă așteptam să-mi placă foarte mult.
Când aveam probleme cu acnea, așa, m-am dat de două ori cu acest ulei și am văzut o schimbare totală a tenului. Deci, recomand. Nu contează că aveți 20 de ani sau că aveți 50 sau 30 sau 40. Așa, recomand în suflet acest ulei și de altfel tot ce v-am arătat până acum, vă recomand. Așa, ce zice că este roza moscheta organic, adică ulei de măcieși din semințe de măcieși, 99%, vitamina E și antioxidanți. Așa, următorul produs este uleiul de primulă. Am auzit despre acesta că este foarte bun pentru reglarea hormonilor feminini și am înțeles că este foarte bun ulei acesta pentru ten, pentru piele, pentru piele, pentru păr, pentru unghii și deja am început să folosesc de 3 zile. Să vedem dacă o să fie rezultate. O să vă las link-ul în descriere de unde puteți comanda, și anume ăsta. Sunt mai multe variante și este 1 plus 1 cadou. Așa, ce am vrut să vă mai zic, sper că v-a plăcut clipul meu de astăzi și abia aștept să mai comand de pe iHerb, mai ales produsul acesta care m-a nebunit. Sunt fană produselor coreene, mai ales serumul ăsta m-a dat pe spate, deci chiar merit toți bănuții. Da, ce am vrut să vă zic, sper să vă placă bijuteriile pe care le port astăzi. Nu sunt sponsorizate, sunt cumpărate de pe Parfua, nu de pe site-ul lor parfua.com, ci dintr-un magazin. Ceasul de asemenea este de la Parfua, pentru că m-am îndrăgostit foarte mult și mi l-am luat. Setul acesta de curier și cercei care place foarte mult. O să vă mai prezint multe chestii de la Parfua, pentru că dacă sunteți în vizită în San Plața, Park Lake, Mega Mall, Afri, Cotroceni sau Băneasa, să nu uitați să intrați în Parfua. Veți găsi o groază de chestii minunate, mai ales genți, încălțăminte, bijuterii, accesorii, deci intrați și vedeți. Până atunci, vă mulțumesc mult pentru atenție. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu v-ați abonat, să-mi dați like, thumbs up, share și ne vedem la clipul următor. Mulțumim!